Ce se întâmplă cu hainele? De obicei suntem foarte dornici să vedem noile colecții, noile colecții. Ce se întâmplă cu cele vechi? Fie ajung să putrezească pe undeva, fie sunt aruncate la gunoi. Sau există soluția second hand și nu mai este o rușine să porți haine la mâna a doua, ba chiar este recomandat în mare parte de către organizațiile care se ocupă cu salvarea planetei, pentru că este soluția perfectă pentru a diminua deșeurile de haine. A treia viață a hainelor știe să le-o da Natalia Prodan, cea care realizează tablouri inedite din haine reciclate. Ați auzit bine, din haine sunt realizate aceste tablouri și vreau să o invit aici alături de mine pe Natalia. Salut! Salut! Bravo ție! Mulțumesc! Pentru ce ai reușit tu să creezi, pentru că este ideea ta, ți aparține 100%. Da. Mulțumesc! Cum a apărut această idee? Întâmplător, am povestit această istorie deja de mii de ori, așa că să mai povestesc ție încă o dată. Acesta este primul tablou și am ajustat o pereche de pantaloni unui coleg și mi-au rămas resturile astea care rămân. Și eu am rotit un buton, știi, și mă gândeam că ar fi foarte fain dacă l-aș aplica undeva. Este o lucrare, din câte vedeți, vreau să vă arăt latura de aici, de ce, pentru că e foarte important să vedeți cum este realizat acest tablou. Se vede extraordinar pe față, însă în spate se vede munca. Câte bluze de blugi, pantaloni de blugi sau ce mai ai pe aici? Mi se pare că este cearșaf. Chiar resturi de stofă care mi-au rămas de undeva. Uite, aici sunt blugi. Aici, da. Așa. Asta e o fustă. Asta sunt resturi de la o pereche de pantaloni. Aștia sunt alți blugi. Cearșafuri. Cât cântărește un tablou? Vreo 5 kg. Așa, vreo 5 kg de haine. Aici sunt haine pe care le-ai îmbrăcat tu sau pe care le-ai croit, le-ai modificat tu? Nu, și nu sunt doar amele aici. Aha, păi asta sunt ale mele. Vine cineva la tine, las hainele și te le pui tablouri pe urmă, da? Știi, acum chiar deja mulți știu de asta și îmi strâng hainele care sunt uzate ca să nu le arunce la gunoi. Și mi le aduc mie și sunt încântată. Ai un fel de second hand propriu acasă, da? Da, dar e principal pentru mine ca haina... Să fie curată. Nu, să fie uzată ca să... Dacă e bună și doar nu o porți. Adică eu le donez, știi? Mm-hmm. Dar atunci când are o pată care nu se mai curăță sau... S-au rupt așa de tare că nu poți să-i mai... Atunci le folosesc. Noi sau bune niciodată. Câte tablouri ai reușit să realizezi deja până acum? 5. Și câtă muncă este în fiecare tablou? Toate astea pot să spun că le-am făcut în 3 luni. Toate 3? 4? 5. 5 și 1? A cincea este în Italia acum. Ala e mic și e portret, adică e cel mai bine lucrat. Ai reușit și portretul? Am principiul meu era să reproduc opere de artă a marilor pictori. Și nu știu dacă ați observat. Picasso e acolo jos. Da, și Modigliani, care e în Italia. Portretul doamnei cu pălărie, iubita sa. Ăștia sunt 3 pictori care pe mine mă inspiră și îmi place arta, creația lor de mult, de când eram încă student la elevă la Colegiul de Arte Plastice. Pentru fiecare om care ajunge să le vadă, care este prima reacție pe care ai reușit? Wow! Și mă întreabă, dar se poate de atins? Păi, sigur că da. Se poate, dar e bine să fie cu mâinile curate. Dar eu și le mai prelucrez, adică uneori le aspir, știi, că să nu se... Deci, tablouri care pot fi aspirate cu aspiratorul. Dar așa stau în husă, adică acasă. Am pornit să spun cât tu m-ai întrebat, da, cât de timp. 18 ore pe zi a fost. Pentru că nu mi-era somn și mă trezeam uneori la 4 dimineața și mă gândeam că nu mi-e somn, mă duc în odaia cealaltă. Și până soțul meu se trezea, de exemplu, eu făceam deja un pătrat. Dar îți faci o schiță înainte de asta sau pornești și aștepți cum, să te ducă? Fac o schiță, da, cu creionul, unde și cum ar fi, dar la culori nu mă gândesc. Deschid dulapul, am un dulap aparte cu restul. Toate chestiile astea, da. Și deschid și mă zic, ok, am mai multă culoare albastru, fac noaptea înstelată, Van Gogh. Iată așa gândesc, nu... Și chiar fiecare buton sau... Nu-l calculez, adică e tot la...
la simțul meu, știi? Cum? Sunt pe clei sau pe țintișoare? Nu, pe clei, cu clei fierbinte. Cu clei fierbinte. Te ține bine. Vinzi tablourile tale? Aș vrea să le vând, dar n-am vândut niciuna. Deci, se vând tablouri create într-o tehnică inedită din ultima viață a hainelor. Iată, asta înseamnă reduce, reuse, recycle la cel mai high level. Și o găsiți pe Natalia pe Facebook și nu doar Instagram, ai? Da, și la teatru puteți să mă găsiți. Și la teatru puteți să mă găsiți. Îi facem o tarabă în față. De fapt, nu, uite, e un cadou perfect, mai ales iată că se apropie sărbătorile de iarnă. Trebuie să ne gândim să oferim cadouri nu care se strică imediat, care să producă deșeuri, tablouri în care există pasiune, în care există dragoste și în care există mesaj, pentru că asta este important. Bravo ție pentru această atitudine ecologică și pentru creații, sunt chiar diferite, unice și senzaționale în modul lor. Mersi. Spor la muncă vara viitoare!